Atunci când ne gândim la provocare, ne gândim la orice situație care ne poate determina să ne depășim limitele, indiferent care sunt acestea, indiferent de domeniul în care activăm. De această dată însă, 2020 a venit cu mai mult decât o provocare. A venit cu o lecție de viață pentru noi toți și aceea de a învăța că normalitatea nu este un lucru pe care să-l considerăm ca fiind gratuit, ci prin lucruri simple, prin gesturi mici, putem să ne asigurăm siguranța activității de zi cu zi și să asigurăm astfel dreptul la sănătate pentru pacienții noștri.